Hei, salutare și bine v-am regăsit la încă un gameplay cu voi, abonați data aceasta. Citeți în descriere cum să faceți și voi să-mi trimiteți replay-urile și poate dacă îmi place replay-ul vostru o să-l pun la mine pe canal. Astăzi îl avem pe al nostru Ald. Ha, glumețe. Alin D, probabil, mai mult ca sigur, din Claul Nepa împreună cu Metalis. Ok. Bun. Colegul se află în acel FV4202. Și al nostru Alin se află în Scorpion G. Este probabil... Asta spun că am lucrat toate tankurile premium care fac review-uri, dar ăsta le întrece pe toate. Ăsta e un tank premium care pur și simplu face față la orice tier pe care îl întâlnește. Nu contează dacă ești în tier 10, dacă ești top tier cum se află acum și dacă ești top tier cu tankul ăsta. Deci vă dați seama, dacă face față la tier 10 fără probleme, când e top tier pur și simplu... N-ai scuză să nu faci damage cu el. Și de ce spui că n-ai scuză? Pentru că uitați-vă puțin ce tun are acest tanculeț. Cu 490 alpha damage. Da, ți-au zis bine, la tier 8 490 alpha damage pe un tank premium cu 246 pen și 311 pen cu APCR-uri. Ideea este în felul următor. APCR-uri nu folosesc niciodată. Și eu care trag mai tot timpul mâncați-aș cu gold, când nu penetrezi un tank, imediat bag gold-ul, cu asta chiar n-ai nevoie. E singurul tank cu care nu ai nevoie nici măcar să pui gold acolo. Da, bine, când tânești tier 10, vrei să dai într-o superstructură ceva, merge. Da, vă spun, este un tank extraordinar. Se află pe harta Erlenberg, prinde o poziție destul de bună, dar pentru modul encounter. De ce? Pentru că de obicei pe acolo traversează oameni și utilizând binoclu și view range-ul pe care l-are acest tank este undeva de, dați puțin la trecut aici pe foaie, pe 360 de metri. Acesta e view range-ul normal. Acum nu știu ce skill-uri are, nu știu la cât poate să ajungă scorpionul lui Alin. E un tank care costă undeva în jur de 10.900 gold. De obicei îl cumperi numai în momentul în care... îl găsești în shop și îl pun cu diferite ocazii, l-au pus acum de Crăciun, probabil că o să-l pun de an nou când fac 6 ani, la diferite eventuri Scorpion G-ul bagă și ți-l dă cu tot cu camuflaj. O să fac și un review, l-am și tanculețul ăsta, îmi place foarte, foarte mult. O să fac și un review la acest tank cât de curând, pentru că e un tank cu tot și cu tot special, dar încă nu mi-am luat ace-ul, asta e problema. Dar discutăm aici despre Alin. Da, în mare parte e un fel de Borseg mult mai rapid. Un Borseg care are al său șasiu de Panther, se mișcă foarte, foarte repede și anume cu 60 de km la oră, 20 înapoi. Singura problema ta în costă este că traversi pe destul de slăbuți, undeva 30 de grade, nu-i cine știe ce, dar având în vedere rata de foc destul de ok care o are pentru turnul pe care îl are, nu prea contează. Și turela care se întoarce la 360 de grade și priviți, are și un scorpion pe el, fuck yeah. Sincer, în camp pare rău că nu poți să pui acest camuflaj, să schimbi camuflajul de iarnă, de vară și ai tot timpul t-shirt. Te găsești tot timpul, asta, bine, e chestia care mă deranjează pe mine, găsești, mergi cu tankul ăsta prin zăpadă și tu ai camuflaj de shirt. Da. Și vedeți, este spotat. Din păcate nu nimerește pe Tiger 1, dar face puțin de mai spotat. Nu este un tank care vrei să faci trade-uri, adică nu e un tank care vrei să primești o lovitură să dai tu una. Trebuie să stai la distanță în prima parte a luptei. Să încerc să farmez cât mai mult damage. Mi se pare, mie s-au dat bounce. Da, vedem, o să vedem după. Că am văzut că a ricoșat în proiectul în dreapta. Scor deja 1-7, cât timp am făcut scurtele prezentări. Nici o surpriză aici. Pentru că, na, în orice echipă este un viewer de al meu, trebuie să piardă mai tot timpul. Și în orice echipă sunt eu, trebuie să pierd mai tot timpul. 533. Ce mai vrei de la viață? Ești un tank primul. Dai 4 bucăți ca astea, ai 2000 damage asigurat pe luptă. Și nu e greu să dai 4 bucăți de astea, mai ales când ai penul asigurat mai de fiecare dată. Un Tiger 1 cu o flegmă și îl scoate fără probleme. Scorul este de 3-9. Flancul celălalt complet pierdut. Pe flancul ăsta mai avem ce? Un T-34, 85 cu un KV-3, 46 și T-34. Bun, s-au împărțit. Pe o parte inamicii care sunt mult mai mulți și pe o parte el. Ce face el acum? Încearcă să anticipeze pe unde ar trebui să vină echipa inamică. Stă puțin când deschis. Stau un tocmai atras. Îl imerești cu 559. Pache. Dar problema e,
profitul pe care îl face acest tank în comparație cu celelalte tankuri tier 8 nu este la fel de mare raportat la damage-ul pe care poate să-l dea. Ce vreau să spun cu asta? Uf, lateral la unii. Ador să omor tankuri japoneze. Useless as fuck, ca de obicei. Ce vreau să spun cu treaba asta este că în momentul în care faci 2000 damage, de exemplu, cu un IS-6 sau cu un T-34, o să câștigi întotdeauna mult mai mulți. Câștigi mai mulți bani decât în momentul în care dai 2000 damage cu un scorpion. Acel vechi care a ieșit numai cât trebuie. Scor este 5-11. Echipa a capturat 60%, dar 34-5 aflându-se singur în cerc și a primit o lovitură. Super pushing cu laterala. Nu se grăbește, face aim-ul. Și foarte important la Scorpion G să stai să faci întotdeauna aim-ul. Acum, e o poziție destul de... are o poziție destul de ciudată. Prietenul său cu FV-ul stă undeva sus pe deal, încearcă să-l acopere cum poate și să fac și el damage cât poate. Mai mult ca sigur, asta era și ideea lor. E 34 acele prins de un TVP și un Dicker Max în partea dreaptă. Nu cred că o să aducă o viață foarte lungă, cu toate că are full HP. Din dacă reușește să prindă o mică lovitură la TVP, din însă ardere puțin mai înapoi. Și acum problema e că Super Pushing, dacă vă uitați pe hartă, a dat și colegul său, de fapt el a dat, Alin a dat ping pe hartă, șanse foarte mari să fie înconjurați. Pe 64, culcat. Super Pushing. Ați văzut unde a tras. Cu penul pe care l-are, n-ai probleme la tier 8, e... Dacă vrei și ai bani să-ți cumperi un tank premium, eu asta zic că ar fi tankul pe care trebuie să ți-l cumperi. Și o să intru în mai multe detalii în momentul în care o să facem și review. Acum sunt 3 în cerc, după cum puteți vedea în bara de sus. 3 în cerc, 16 secunde, trebuie neapărat să scoată pe cineva. Se expune destul de mult. Un FV cu laterala. De capturăm. Își primește un 355 la 1T34. De la sâta 1 își mai primește una care 300 HP. Colegul lui se bagă nervos, nu știu dacă e o idee tocmai bună. Având în că e full HP, da și nu. Problema e că au și foarte mulți... 700, se pare că un Scorpion G și țin că cineva a tras în FV. Vedem acum dacă reușește să scoată pe cineva. O mișcare într-adevăr sinucigașă, dar acum... Ținând cont de situație, cam greu să faci ceva. Cineva trebuia să facă treaba asta. Mă gândesc pentru că altfel echipa adversă ar fi capturat. El cu scorpionul, tu cu scorpionul să te bagi așa, n-ai făcut mai lucru. Că încarci totuși la în jur de 10 secunde, cam așa încarci un proiectil. Să intri, să ratezi, după aceea să stai 10 secunde cu proiectilul în mână, v-am zic altceva, nu o să faci mare lucru. Acum... T-34 văd că se ține încă destul de bine. Ok, retrag cuvintele, 4 HP pe T-34, Dicker Max full HP, Scorpion G full HP. E încă T-34 care mi se pare că a primit câte la vituiri la echipa inamică, bineînțeles. Și acum jucăm cu așteptatul. Probabil că joacă cu Rammer, văd care place de camuflaj și binoclu. Recomand aceste echipamente în momentul în care ești puțin mai pasiv, dar pentru un joc mai agresiv cu Scorpionul, eu de obicei joc cu Rammer, Cold Optics și Hans Galling Drive. Cu toate că aim time-ul pe care l-are nu e deloc rău. Ajuns la 3000 damage cu 5 kill-uri. T-34 încă se ține acolo. Se pare că sunt unul a cedat. Și a asigurat Top Gun-ul. Scorpion G-ul s-a băgat agresiv pe acel T-34 cu full HP. Cu full HP. Problema în felul următor. A rămas singur contra 4 tankuri. Ar fi rămas singur contra 5 dacă T-34 ar fi mult mai devreme. Și asta ar fi însemnat un Kolobanov asigurat. Într-o oarecare măsură. Si este spotat. Probabil că a tras T-34 cu FV-ul după el. Adică nu a acceptat mai partea cealaltă. Așa că ce faci? Încearcă să prinde distanță. Cu ajutor view range-ul pe care îl are să-i spoteze. Dar problema încă o dată la Scorpion e că nu e un tank ca Borsig să aibă un camuflaj foarte bun. Dar în anumite situații... Și acest camuflaj destul de slăbuț pe care l-are îl poate scoate într-o situație mai de rahat. Nimeni nu capturează, nu este presat, dar problema este că are 300 HP. Dacă primești lovitura T-34 mort, Scorpion G mort, Dicker Max cu heuri probabil îi dă 300. Nu știu exact ce alfa mai are Dicker Max-ul, cu toate că am jucat acum de curând cu el. Se duce la ultima poziție la T-34, 100 HP.
Nu te grăbi, nu da critical hit. Bravo. Și-a luat tot timpul din lume. Bravo, foarte bine ai jucat aici. 7 kill-uri pentru el. Este spotat. Deja o artilerie, m-am lucrat sigur face în pe el. Și acum știm că scorpionul vinea din nord. Asta înseamnă că trebuie să aibă foarte mare grijă, pentru că nu se știe pe unde ar trebui să apară. Bine, normal apare din nord, dar nu știu ce greșeală. Scorpion Geo a luat-o pe scurtătură, nu mă așteptam la treaba asta. A tras, are 10 secunde să facă aim. 6-6, i-a băgat un He. A pregătit He-ul pentru că Dicker Max-ul și Scorpion Geo foarte ușor de penetrat. Și nu uităm că totuși, cu toate că e șasiu de Panther, Panther nu e recunoscut pentru a fi un tank blindat. Așa că nu trebuie să grăbească absolut deloc și să nu primească lovituri. Și He-urile sunt foarte, foarte bune împotriva unui Scorpion Geo. Mai ales dacă nimerești turela. Fap și upper plate-ul. Din pine nu încă trage. Cum a fost de sus, el cum a fost de sus când a tras, proiectul a venit așa și armura era oarecum plată și pierduse din eficacitatea ei. Dacă ar fi tras drept din față cu ane, dacă a stat amândoi pe stradă și a trage unul față în față. Nu cred sincer că ar fi tras așa mult damage. Cum a luat distanță, în cazul în care Scorpion G vrea să vină pe el, el să aibă un oarecare avantaj. Dicker Max-ul probabil capturează, asta înseamnă că trebuie să ducă să decapturezi, mai are 1:54. Acum problema e că dacă el traversează în partea asta, Scorpion Geo, dacă ar fi în continuare în poziția aceasta, ar trebui să-l spotezi să moară. Așa că trebuie să aibă foarte, foarte mare grijă. În locul lui, sincer, eu aș fi încercat să scot Scorpionul mai întâi, înainte să mă duc să decapturez. Și probabil că asta vrea să facă și el. Cu toate că 1:33, modul encounter se capturează mult mai greu decât s-ar fi capturat în mod normal. A ajuns la 4200 damage, 7 kill-uri. Singur contra 3 cu flegm HP. Scorpion să fie retras cumva după case pe aici. Aflăm acum. 544 HP. S-a grăbit. Grijă foarte mare acum, artilea sigur e pe urmele lui. Scorpionul Geo. Grijă foarte mare. Primește o lovitură de la FV. Face aim, probabil că nu are. Foarte bine a făcut, pentru că acel FV mic și enervant are o rată de foc foarte bună și rămâne cu 100 HP. Și a folosit și kitul de reparație. Foarte bine că și l-a păstrat până acum. Nici n-a avut nevoie să-l folosească. Dar totuși, destul de norocos pentru treaba asta. Să mergi cu Scorpion G. Să-l scoți pe altcineva cu un distrus. E destul de greu. 20 de secunde până... Unde este Scorpion inamic? Asta e întrebarea. Probabil că a traversat după. Probabil că încearcă să flancheze între timp Scorpionul Geo inamic. Încearcă să-l... Este spotat. Grijă mare. Și într-adevăr, asta a încercat să facă acel... S-a gândit-o prea mult. 95, 8 secunde până capturează 5... 4 și reuși, 3 secunde până să captureze inamicii și reușește să oprească cap-ul. Acel scorpion vine destul de agresiv. Avea și toate motivele. Acum dacă n-ar avea pen și scoate, și o să vă spun și ce am pus pe azi, scoate fără probleme acest scorpion G. Problema foarte mare acest scorpion, în momentul în care ești după clădiri, tu ți arăți până scoți turela, având în vedere că e aproape pe mijlocul tankului, turela pusă, ți expui foarte, foarte mult din tank. Și e destul de periculos această manevră. Dar în situații de criză, nu ai altceva mai bun de făcut. Mai este 1:50, mai sunt 2 minute de fapt până se termină meciul. 9 kill-uri, dacă scoate Dicker Max-ul, își ia... Gigaman. Foarte... Bine, jucat. Haideți să vă arătăm implate-urile. Și Ace-ul luat nicio surpriză aici cu Pulse Medal, cu încă o medalie care nu pot pronunța. În momentul în care capturești și omori alții inamic, atunci ți-o dă. Destul de epică, cu Crucial Contribution, în momentul în care în Pluton faci mai mult de 10 kg sau 12, nu mai știu exact. De fapt spune aici, da, în Pluton trebuie să faci mai mult de 12 kg, deci tu cu Pluton tu ați omorât aproape toată echipa inamică. Defender, High Caliber și Top Gun, foarte bine jucat, man, cu 5194 damage, 10 kg și 1600 base XP. Și a făcut un profil de 109.000. Vedeți, în momentul în care
În momentul în care ai fi dat 5.194 de damage, de exemplu, cu Nisa 6, făceai peste 100.000 laser, îți dea undeva la profit 120.000, fără probleme. Dar, oricum, ținând cont că e un tank care nu are nevoie să tragi cu gold, care deja costă foarte mult, și un tank super, super ok și chiar vi recomand dacă aveți ocazia și apare în shop să-l cumpărați. O să fac și un review, exact cum trebuie, cu toate detaliile și tot ce trebuie să știți despre el. Și... până data viitoare ne auzim. Man, mersi încă o dată pentru replay și băieți, nu uitați dacă vreți și voi să-mi trimiteți replay-urile voastre, aveți mail, urcați video pe unul din aceste site-uri, whatreplays.com sau pe quickiebabiesreplays.com, parcă se numește. Oricum aveți în descriere, citiți acolo și nu uitați că încă mai avem un concurs până la sfârșitul anului. O să extrag două persoane pentru World of Tanks și două persoane pentru League of Legends, care o să dau 2500, respectiv 1580 RP-uri și 2500 gold pentru cei de la World of Tanks. Vedeți video în descriere pentru giveaway și dacă aveți noroc, poate câștigați. Până data viitoare ne auzim. Numai bine. Ciao!